Luptele tătărești sunt o tradiție în Dobrogea. Acestea se bucură de o reală popularitate atât în rândul spectatorilor cât și a participanților. Aceștia din urmă nici măcar nu mai țin cont de faptul că nu fac parte din etnia tătară, așa că nu mai este de mirare faptul că în competiție se înscriu și mulți români. Tradiția tătărească în Dobrogea trebuie menținută, pentru că este parte a culturii dobrogenilor. Mai ales că noi tătarii, care ne aflăm pe aceste pământuri de vreo 800 de ani încoace, suntem acea comunitate care am îmbogățit cultura românească cu propria noastră cultură. Și avem o cultură bogată pentru că noi tătarii, de fapt, născându-ne aici, crescând aici, trăind aici, ne-am însușit întru totul cultura românească. Concursul a durat mai bine de 2 ore. Miza pusă în joc nu a fost una de neglijat. Premiile au constat pentru 16-18 ani un miel și un bairac, iar pentru 18 și 50 de ani, să iei, mă rog, fără limită de vârstă, un berbec mare și pentru locul 2 un bairac. Câștigătorul categoriei fără limită de vârstă este un împătimit al acestor competiții și spune că a câștigat până acum o mulțime de batalii. Lupta a fost puțin mai grea, dar s-a terminat cu bine. De ce ai ales să particip la luptele tătărești? Pentru că fac de mic și părinții mei au făcut și toți. Câte competiții ai câștigat până acum? Nu mai știu, multe. Autoritățile locale organizează anual această competiție în semn de respect pentru cetățenii care sunt de etnie tătară. Astfel de concursuri au debutat anul acesta pe 1 mai la Valul lui Traian și vor avea loc până în toamnă în mai multe localități ale județului Constanța.